Hai, noroc, eu sunt Cerceluș și v-am promis în ultima poveste cu mine că vă voi spune despre boala mea cu păcănelele și cele 10 milioane câștigate. Dar trebuie menționat faptul că nu promovez genul ăsta de jocuri și orice ține de gambling. Mulțumesc de înțelegere. Ei bine, totul începe cu 2 ani în urmă când am mers pentru prima dată cu tipi la un aparat de genul din plictiseală și el cu mai multă experiență în acest domeniu m-a învățat cum să mă joc la drăcia asta de joc. Ce-i drept dacă e să fiu sincer, mi-o zi decât atâta. Bă, dacă vezi niște cireșe, căpșuri sau alte fructe, sau chiar mai bine niște șeptari, atunci înseamnă că ți-a pus mâna Dumnezeu în cap și nu mai treci cu pate cu pâine pe săptămâna asta. Eram destul de interesant de această ofertă, că m-a săturat ca în fiecare zi să mănânc numai pâine cu pateu și salam. Hai mă, iară salam cu pateu, n-avem altceva mă. Păi de unde, bossul, nu vezi că sunt ultimele căsături de oameni? Nu ne permite nici aerul la borcan, vrei să te mint? Dar să nu mai mor de foame și săptămâna asta trebuie menționat faptul că povestea de astăzi este sponsorizată de Surfshark. Ei bine, eu nu prea știu prea multe despre Surfshark, dar prietenul meu Alec știe mai multe. Alec, ai legătura. Surfshark este un VPN, adică o rețea virtuală privată care îți protejează identitatea pe internet, pentru ca nimeni să nu-ți fure datele personale, că după cum știm cu toții, nu toată lumea are cele mai bune intenții pe internet. Iar Surfshark nu numai că îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare, dar îți permite și accesul la pagini care sunt blocate în România, spre exemplu Apple TV sau Hulu. Ba mai mult, pe Netflix, filmele și serialele diferă în funcție de țara în care te afli, dar dacă folosești Surfshark, cu un singur click, bam, ajungi în partea cealaltă a planetei, unde merg toate. Acum poate că vă întrebați, bă Alec, pare destul de interesant ce zici tu aici, dar de unde bam bă mâncați și când am chef să spar toți banii mei pe un VPN? Ei bine, dacă intri pe linkul din descriere și folosești codul ALECDINU, primești 83% reducere și 3 luni gratuite. Adică mai pe românește cât un Mac Combo și un sos dulce acrișor și veți mai rămâne bani și de o bere, frate. Eu zic că e ce trebuie. În plus, dacă cumva nu ești mulțumit, poți cere banii înapoi, că ai 30 de zile la dispoziție și vei primi toți banii înapoi. Așa că intră pe linkul din descriere, folosește codul ALECDINU și bucură-te de primele 3 luni gratuite și 83% reducere pentru lunile următoare. Cu timpul am început să merg și fără Tibi la sala de păcănele, că patronul era bun prieten cu tata și nu îndrăznea să-mi zică ceva și mă lăsa să-mi fac talentul. Ce-i drept, mai mult pierdeam decât câștigam. Acum să nu vă gândiți că aveam vreun buget foarte mare pe care îl spălgeam la aparate. Nu, tati, câte 10 lei pe zi sau în zilele mai bune chiar 20. Dar am ținut-o tot așa timp de 2 ani de zile, în care am câștigat ce-i drept o singură dată, linie de căpșuni. Bam, 3 milioane. Poate unii dintre voi vă gândiți acum, bă, dar 3 bulioane nu este bine sau ce dracu? Nu vă contrazic, doar că în acea zi nu era Tibi cu mine ca să mă țină lesă și i-am spart și pe aia 3 milioane. În mai puțin de 30 de minute a rămas cu nimica și am plecat drept acasă. Dar vine și ziua cea mare, în care Tibi, din fericire, era cu mine, ca de obicei, 10 lei de fiecare, că Tibi era mai rațional și nu spărgea ca mine cât îi dădeai. Joacă Tibi, pierde banii și mă bag și eu. Ăsta nu prea avea mari speranțe, dar joc ce joc acolo și când, bum, mare linie... deșeptari. Început și handicapatul de Tibi. Bă, 10 milioane, ce bun am pe tine, scoate-i mă acum. Vezi mă, vezi că am reușit într-un final? Stai să vezi că trebuie să mai dea. Nu prostule, scoate trei cu banii, tu nu vezi 10 bețe, ești nebun? Hai mă, mai lasă-mă puțin, decât odată, poate dublez banii. Scoate trei cu banii că te rup în bătaie. Ce era să fac decât fără niciun bani rupt în bătaie și la spital? Mai bine sănătos cu 10 milioane la mine. Îl chem pe prietenul tatei și să ne scoată odată banii. Cei drept se tot uita puțin ură la noi, dar știa că tata îi putea face un dita mai scandal. Și chiar dacă refuza nebunul, Tibi avea 18 ani pe vremea aceea, deci vă dați seama. Tot rău spre bine. Ne scoate bătrân după 10 ani lumină banii și eu cu Tibi stăteam și ne gândeam ce dracu să face cu banii ăștia. La care nebunul ăsta vine cu o idee. Hai mă la mare, ne facem 3 zile lejer cu banii ăștia. Mai am încă 500 de lei în pușculița neagră, poate o convii și tu pe măta să-ți dea și ție 500 de lei și ne face și noi mangă zilele astea. Ce zici mă? Haide mă, nu fi prost, nu fi bulangi, hai mă la mare, mâncați așa. Zi și făcut, timp de 6 zile, că a avut dreptate nebunul ăsta de Tibi, am mers în vama veche și ne-am făcut zilele alea praf și pulbere. Chiar am agățat și două franțuzoice. Tot ce vă pot spune este că a fost niște zile minunate, iar franțuzoaicele alea chiar se pricepeau tata. Dacă vreți, vă fac și o poveste cu cele două franțuzoaice. Lăsați în comentarii.
Și asta a fost povestea mea în care boala păcănelelor l-a pus stăpânire pe mine, dar din fericire în momentul de față nu m-am atins de niciun aparat de genul. Vă mulțumesc de vizionare, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonul de like, să dați un share, că mă ajută extrem de mult. Și să profitați de oferta celor de la Surfshark, că merită din punctul meu de vedere. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!